Există câteva reguli pe care creștinii trebuie să le respecte atunci când primesc apa sfințită de la biserică. Aghiasma debobotează să ia pe stomacul gol, înainte de a și pentru doar câteva zile. Sărbătoarea de bobotează reprezintă botezul în apa Iordanului și Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. Cuvântul aghiazm înseamnă sfințire și denumește atât apa sfințită cât și slujba pentru sfințirea ei. Creștinii ortodoși merg la biserică încă de dimineață. Sfințirea cea mare a apelor se face de două ori pe an, în ajunul bobotezei și cu ocazia sărbătoririi botezului Mântuitorului. Cum se bea apa sfințită de bobotează? Aghiazma mare se ia dimineața pe nemâncate și înainte de a se lua anafura. Aceasta este o greșeală banală pe care mulți credincioși o fac. Mănânc anafura înainte de a lua sfânta aghiasmă. Timpul în care se consumă aghiasma mare este în perioada praznicului Bobotezei și până la odovania praznicului până la 13 ianuarie. De asemenea, se poate consuma în zilele de sărbătoare, în zilele de ajunare, înainte de masă, dis de dimineață sau în zilele când credincioșii merg la biserică. Aghiasma mare se bea înainte de a lua anafură, deci pe stomacul gol în primele 8 zile de după sărbătoarea de Bobotează. 8 zile, pentru că cifra 8 simbolizează veșnicia. Au voie să bea gheasmă mare de bobotează chiar și cei care au fost opriți de la împărtășanie, ca întărire spre nedejdea pocăinței. Aghiasma mare nu trebuie să fie înmulțită. Aceasta este încărcată cu darurile dumnezeiești ale Duhului Sfânt. Săvârșește minuni, tămăduiește bolnavi, apără casele creștinilor de duhurile necurate, curățește mintea de gândurile rele, îi izbăvește din de pe cei credincioși. Conform tradiției, credincioșii întrebuințează aghiasma mare și pentru stropirea caselor, a gospodăriilor, a animalelor din bătătură, sfințind lumea din jur și chemând ajutorul lui Dumnezeu de-a lungul noului an. Aghiazma mare este păstrată la loc de cinste în locuință, îndeosebi în vase de sticlă, relatează antena 3.ro.